Deci, de aici, ca să putem să trimitem și ca să puteți să încărcați pe Moodle într-un format potrivit acest document la care am lucrat și să rămână în același timp editabil, să poată fi continuată munca pe el sau oamenii de la tipografie să poată să facă schimbările de care au nevoie, dacă au nevoie, deci nu un fișier PDF, nu este suficient să mergeți la File, Save sau Save As să salvați fișierul de InDesign, pentru că InDesign doar ține minte unde am pus fiecare element, dar elementele în sine nu le stochează. Pozele nu sunt în InDesign, doar ni le arată, dar sunt aici în folderul nostru de pe hard. Fonturile de asemenea nu sunt în InDesign, sunt aici. Când trimitem doar fișierul acesta cuiva, fără fonturi și fără poze, el va da erori, nu se va arăta cum trebuie, nu se va vedea cum trebuie și nu se va putea tipări, de exemplu. Nu se va putea face un PDF din el. Corect. Și atunci trebuie salvat într-un fel în care să fie puse toate aceste lucruri la un loc, ca oricine deschide să, cum vi l-am dat și eu vouă pe Moodle, oricine deschide să poată să aibă și toate resursele și totul să fie acolo la locul lui. Și atunci mergem la File, Package, aici ne dă niște informații despre care sunt imaginile, care sunt fonturile folosite, ce fel de culori sunt folosite. În principiu, nu avem nicio problemă. Putem să dăm în continuare Package. Zice că trebuie să salvăm fișierul. Da, este ok să fie salvat. Și apoi ne întreabă unde să salvăm un folder. O să-l salvez. Hai să vedem, o să zic că îl salvez aici. Îi zice numele fișierului plus folder. Să bifăm să copieze fonturile. Să bifăm să copieze și linked graphics, adică imaginile. Update graphic links să și zică unde le-a mutat. Și de asemenea putem include un fișier PDF și să selectăm ce calitate, press quality e ok, e ultima pe care am folosit-o eu, dar nu, deocamdată nu contează foarte mult. Și de asemenea să includă și un fișier IDML să fie compatibil cu orice versiune de InDesign. Astea sunt lucrurile care ne interesează în mod special. Dacă avem layere ascunse, să includă și conținutul de pe ele, dar în acest caz nu este nevoie. Și o să dau Open. Ups. Nu. O să revin aici. Școala, cursuri. Așa, și o să dau Package. Open era că dădusem deja click pe un folder și vrea să-l deschidă. Dau Package și atunci îmi vede în continuare o eroare la fontul ăla, probabil a rămas un spațiu formatat cu acel font. Nu e o problemă pentru că nu va un spațiu cu orice font arată cam la fel. Și acum, dacă mă duc unde l-am salvat, o să vedeți, deci cursuri, dilema, 5-7 folder, o să vedeți că mi-a pus tot ce a zis că îmi pune, fișierul de InDesign, PDF-ul făcut, fișierul IDML pentru compatibilitate, toate imaginile pe care le-am folosit și fonturile pe care le-am folosit. Va trebui să mă duc să caut pentru un export corect, exact care este spațiu, să selectez aici cu grijă tot și să reatribui fonturile ca să fie tot în regulă, s-ar putea să fie și asta în altă casetă, dar în rest totul este în regulă, asta este ce trebuie să scoatem la sfârșit, un folder cu toate aceste lucruri în el și pentru a-l trimite pe Moodle, dați un click dreapta, să se vadă mai bine aici, send to compressed zip folder, ca să faceți o arhivă sau ce metodă preferată aveți de a face arhive. Și acesta este fișierul care trebuie urcat sau care trebuie trimis la un colaborator, la tipografie, orice context aveți. Atât.